Am aici un alt experiment cu modulul radio NRF24L01, care și emițător și receptor din transceiver. Asta e partea, să zic eu, de șef, și asta e subaltern. Ăsta unul îi spune ăstea, vezi că îți dau trei date. E așa. Spune așa, îți trimit trei date. X 255, Y 200, switch ar fi 1. El primește o confirmare de la ăsta mic, subaltern, care îi spune că a primit X 255, Y 200, switch 1. Acum schimb portul. Serial, vedem pe serial, acum să dau să inițializeze. Mă trează un pic. Și ăsta o să-i spun așa, că primește, e ok. Zice că a primit mesaj de la X01, adică adresa 1, X255201. A trimis confirmare, dar nu a ajuns. Încă până se inițializează, până își fac... Adică el primește de la șef răspunsul, el trimite confirmare, dar șeful nu-i răspunde. Adică șeful cam doare un pic de ce spune subalternul. Și acum așteptăm până primește. Tot așa, ce că n-a primit, n-a răspuns. Deci zice așa, am primit, dar nu a ajuns. Acum mai dăm un reset. Dăm și astea și astea. Așa, tu mai primise confirmare. Deci. Și zice așa, că nu a ajuns. Deci, stăpânul trimite, șeful trimite mesaj. Ăsta primește și acum zice și l-am trimis confirmare. Asta e ok. Asta înseamnă că dacă n-ar fi primit confirmarea de la șef că a înțeles, că el a văzut subalternul, ar fi apărut acela că nu a primit, dar nu a ajuns. Da, uneori apare că nu a ajuns. Asta e doar din... Deci iar apare un mesaj de confirmare. Asta apare din cauza alimentării, fiind din USB. Normal, ăștia se alimentează la 3,3 V, NRF-urile. Trebuie pe sursă de stabilizată de tensiune. Ceva de genul ăstora. Ca să fie tensiunea stabilă. Acum apare că confirmarea de ok. Unor apare că s-a transmis, poate că n-a transmis. De asta, din cauza asta alimentării.